Hristos a înviat, bun regăsit doamnelor, domnilor și astăzi la o nouă ediție a Cafenelei. Astăzi vom vorbi despre pasionații mașinilor clasice, pasionații modelelor cu totul speciale. Vorbim despre o cultură și despre canalele pe care practic sunt difuzate diferitele producții video, prezentări ale vehiculelor și, de ce nu, date tehnice, povești ale vehiculelor rare și, până la urmă, se prezintă și comunitățile de pasionați, pentru că în România deja au început să se contureze de ceva ani pasionații și să se organizeze în comunități pentru diferite autovehicule care aparțin unor generații, unor epoci, unor filosofii de fabricație și bazat aceste comunități pe multe alte criterii. Astăzi vom vorbi cu Ionuț Cărăuleanu. Ionuț este vlogger, produce multe dintre aceste, să spunem, materiale video. Le puteți vedea pe un canal. O să ne vorbească imediat Ionuț despre ce canal este, adică despre ce canal încercăm să promovăm sau ce canal încercăm să promovăm de fapt și ce tip de producție. Și mai mult decât atât, Ionuț exploatează până la urmă pasiunile noastre ale tuturor și cu materialul clientului, cum am putea spune, își creează producțiile și, de ce nu, are foarte mulți vizitatori. Bun venit, Ionuț! Mulțumesc pentru onorarea invitației mele. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce mai faci, în primul rând? Pentru că noi te vedem pe tine pe canalul tău și te vedem mai rar într-un studio de televiziune. Da, fac bine. Am avut o scurtă vacanță, o scurtă pauză cu sărbătorile. Dar cât de curând o să revin din nou la treabă și o să cutreie iarăși țara în căutare de mașini rare. Am văzut că ai făcut filmări și ai făcut multe dintre producțiile tale video cu mașini, cu modele foarte rare, rare și foarte rare, care practic în România se află în zone opuse, punctele cardinale opuse, între est și vest, între nord și sud. Cum le identifici și cum intri, că am văzut că îi inviți și pe proprietarii acelor mașini, mergeți împreună, discutați, vorbiți despre povestea, adică fiecare mașină îi faceți o poveste, da? Sau mai bine zis, nu îi faceți, îi spuneți povestea, că e o poveste deja creată. Hai să ne spui etapele. În primul și în primul rând, nu numai în România, am avut câteva filmări, inclusiv în Sofia, am văzut în Bulgaria, și una în Siofoc, în Ungaria, pe malul lacului Balaton. Balaton, da. Am fost invitat acolo la un eveniment cu mașini extraordinar de rare, aș putea spune, să filmez o mașină unică în lume. Ale vecinilor noștri unguri. Nu neapărat, erau veniți din toată Europa. Am înțeles. Festivalul se numește Cars and Coffee. Da. Este un eveniment, cafea și mașini, este un eveniment destinat doar bogaților lumii. Da. De acolo a plecat, din America, de fapt, a plecat acest eveniment. Înscrierea costă foarte mult, iar eu fiind Club invitat, select. Da. Se fac numai în locații de 5 stele. Da, circuit închis, cu pasionați. Da. Cum iau legătura cu ei, mă întrebați? Păi la început este foarte greu când te apuci de asemenea. Până intri această lume, da? Da. Trebuie să ai cel puțin, să zicem, un prieten sau o cunoștință care deține sau mai mulți prieteni. Da, o astfel de mașină, dacă vrei să te axezi doar pe acest domeniu de mașini rare. Eu m-am axat pe acest domeniu pentru că în România, când m-am apucat eu acum 5 ani de zile, nu exista așa ceva. Acest domeniu nu era nimeni să facă doar mașini rare. Da. În când în când mai apărea câte una la ceilalți. A fost mai greu la început, cum spuneam, dar apoi, intrând în lumea asta a lor, e cât de cât puțin mai ușor. De ce? Pentru că și el vrea ca mașina lui cea rară să fie prezentată, și el vrea ca mașina lui cea scumpă să fie în lista aceea de mașini. Și să se vorbească despre ea. Și să vorbească despre ea. Să intre, mulți de nu fapt vor să apară. Da. Am și clipuri în care sunt singur. Nu vor să-și arată identitatea, ca să zic așa. Da. Lor respect, este decizia lor. Da. Pe mine, e o decizie personală, foarte bine. Pe mine mă ajută mult mai mult dacă ar apărea cu mine, pentru că avem un dialog și el îmi va putea spune mult mai multe lucruri construiți pe care eu nu le știu despre mașină. Toată povestea acelei mașini sau de fapt o spuneți împreună. Exact, da. Pentru că el până la urmă se folosește de ea și știe cel mai bine care sunt problemele ei, cum se comportă mașina, dacă și-a dorit-o, Da. Am văzut recent un filmuleț, bine, filmulețul e ceva mai vechi, nu e chiar recent, undeva de la Maramureș, cu un model extrem de rar, 99 de exemplare sunt în toată lumea, de la un producător german
foarte specializat și cu o istorie de 100 de ani de producție a vehiculelor motoare și automobile. Am văzut că foarte simplu, foarte modest proprietarul acelei mașini, are și o colecție foarte frumoasă ale unor exemplare aparținând acelei mărci. Și mi-a plăcut foarte mult discuția dintre voi, mi-a plăcut foarte mult modestia lui, în sensul că avea impresia că e un om care nu e pasionat, adică un om care, are viața lui. Mi-a plăcut foarte mult despre poveste, despre faptul că a ales astfel de vehicul, nu oricine cunoaște, să spunem, potențialul, performanțele, filosofia de fabricație a acelui model și, pe de altă parte, o istoria companiei, a mărcii. Cum v-ați cunoscut? Cum l-ai găsit? Da, în primul rând vorbim despre o Alpina. Da. O Alpina B12. Da. Ce este rar la acea mașină, în afară că sunt decât 99 de exemplare fabricate, este că ea, pe acel model de E38, că ea asta este la bază, un BMW 38, niciodată nu s-a montat un motor 6 litri, dar 6 în cap, da. Cu 5.000. Nu știu cât. Da. Această mașină are 6 litri. Și toate cele 99 de modele de exemplare au 6 litri. Ce mai este iarăși rar la Alpina, este unul din puținei tuneri de marcă care au drept de seriere asupra mașinii. Așa. Adică în momentul în care bagi seria nu apare BMW, apare Alpina. Apare Alpina, perfect. Da. Ceilalți nu au. Sigur că da. Domnul într-adevăr este un mare pasionat, cred că este printre cei mai mari din România de BMW și o să vă spun de ce. Are... La momentul acela, acum am mai cumpărat, avea undeva la 10 Alpina. Da. De modele diferite, adică da, modele exemplare diferite, ani de fabricație. E34 avea, E30, care am și filmat. Toate rare și foarte valoroase din perspectiva... Și în afară de aceste modele rare de Alpina, mai avea, cred că încă vreo 90 de BMW-uri. Da. Le ține undeva într-o hală imens de mare. 90, deci? Are, el este pasionat la bază de E30. Așa. Are toate modelele de E30, mă refer la toate modele de caroserie, cu toate motorizările disponibile care au existat. Da. Absolut toate le are. El când achiziționează o mașină, mi-a explicat și chiar și în clip, se interesează pe baza serii acea mașină cu ce dotări a venit sau ce îi lipsește, că poate lipsește, fostul proprietar a scos sau a adăugat sau niște dotări. Ei, el în momentul acela aduce mașina înapoi așa cum era. Dacă au fost adăugate, le scoate. La proiectul pe care l-a conturat fabrica, uzina, la acel moment. El o aduce exact cum trebuia să arate mașina din fabrică. Le ține la păstrare, nu mai vorbesc de colecția lui de piese. Am înțeles. Deci are un container întreg de piese originale de E30. Da. Le ține la păstrare, mașini nu-s de vânzare. A spus dânsul atunci că probabil băiatul lui le va vinde. El le strânge ca o moștenire, ca să zic așa. E o comoară acolo, o adevărată comoară în toată puterea cuvântului, spune. Da. Și nu așa doar la nivel simbolic. Eu doar auzisem de colecția asta și am avut... Și în Maramureș unde? Într-o comună? Într-un oraș? Nu. Mașina era de Maramureș. Așa. Colecția se află în București. În București. În București se află colecția, da. Mașina este de pe Maramureș. Bănesc că el la baza de acolo este. Dar colecția se află în București, undeva lângă autostradă. Am înțeles. Ai ajuns la Țiriac? Și la deschidere. Când s-a deschis, acum nu mai țin minte câți ani, am fost chiar la deschidere. Și acolo sunt câteva sute de modele diferite. De la, mă rog, Chevrolet, Pontiac. Am putea spune, bine, clasicele Mercedes-uri, BMW-uri, mașini, multe mașini americane, mașini britanice, Rolls-Royce, Jaguar, Triumph, am văzut Aston Martin, am văzut mașini italiene, Bugatti, Lamborghini, Maserati, mașini de clase diferite. Ce este rar, unic de fapt la colecția domnului Țiriac, este că este singura colecție din lume care are în interiorul ei toate modelele de Rolls-Royce. Da, Phantom. Toate modelele, Phantom, Rolls-Royce. Inclusiv modelul Phantom 4. Da, este rezervat. 14 în lume. Da, sunt foarte, foarte rare. Și el are două, da. De fapt, o altă comoară, un alt tezaur și pe lângă acele mașini expuse, restaurate, mai există într-o altă hală câteva sute. Pentru că galeria permite undeva 150 de mașini, dânsul are undeva aproape de 500. Da, dacă nu, cred că aproape de 600. Să vorbim despre alți colecționari. Bine, cei doi, sau domnul Țiriac este cunoscut și este cel mai mare din România. Da, colegul lui, cel care este în București, lângă autostradă cu BMW-urile. Da. Unde ai mai rămas impresionat făcând tot așa o filmare și de ce tip de model? Ce am rămas impresionat
la fel, ca să zic, de o colecție, ca să o numesc așa. Din păcate, nu am putut să filmez, doar am văzut-o. Da. Pentru că domnul vrea să fie puțin mai discret. Este chiar la noi în Constanța. Da. Este o colecție, să zicem așa, cred că la, ca și mașini rare, se bate ușor cu a domnului Țiriac. Da. Da. Sunt foarte multe modele acolo, undeva la 40 de mașini. Da. De valoare foarte mare, unele și clasice, și unele și rare, moderne. Și foarte rare. Foarte rare. Să vă dau un exemplu, una dintre mașini este fabricată în doar 10 exemplare, iar mașina de aici, de la noi, din Constanța, este cea cu numărul 7. Da, ce marcă? Ford. A, Ford, Ford GT. Am înțeles. GT, da. Da, Ford GT, legendara mașină de la Le Mans. Da. Este reinterpretarea mașinii legendare, pentru că aceea costă milioane de euro și sunt foarte puține. E, de fapt, o mașină din 2005. Am putea numi o replică. Nu, nu, este mașina făcută de Ford regândită. În 2005. Da, regândită după modelul original. Da, mașina este din 2005, v-am spus. Și ce o face rară este că a primit, cum primește de la BMW, de la Alpina, a primit kitul de la Rauch. Am înțeles. Da. Pentru... Asta o face rară, fiind doar 10 bucăți în lume. Da. Și mai posesorul acelei mașini are dreptul să folosească acel kit și să doteze, de fapt, GT-ul lui, Ford GT. Cu... Din fabrică i-a venit așa, așa a comandat-o. Da. Bun. Și ce m-a mai impresionat a fost, acum nu neapărat ca și colecție, vorbesc ca și mașină în sine, a fost Bugatti Chiron. Da. Este cea, la momentul în care noi acum vorbim, este cea mai rapidă mașină din lume. Da, și tot în Constanța? Nu, am filmat în Constanța cu ea, mașina, două am filmat, una a fost în Sofia și una a fost aici în Mamaia, dar proprietarul este, stă în București și este un croat, un om de afaceri. Am înțeles. Da. De ce m-a impresionat? Pentru că, v-am spus, este cea mai rapidă mașină din lume, atinge unde a atins un model puțin umblat la el, ca să zic, de fabrică, a atins viteza de 500 de km la oră. Pe o pistă de aeroport. Nu, pe propria lor pistă. Sau pe propria la lor era Lesson. Am înțeles, da. Este singurul loc în lume unde se poate testa Bugatti. Da. Vorbim de 1500 de cai până la urmă, un motor monstru de W16, adică practic sunt două V8-uri alăturate. Alăturate, da. Da, motor de 8 litri. Teribilă, da. 8 litri. Cât a unui avion, să spunem așa. De... Și la mașina asta se zice că e vorba numai de cifre. Da. Adică 2,300, 1800 de Nm. Da. Totul e în termeni matematici, da? Pompa care răcește, pompa de care circulă antigelul, se zvonea că e atât de mare încât poate circula 800 de litri pe secundă. Am înțeles. Da. Ca să poată să exact. Facă față. Are 12 radiatoare. Temperaturii imensă a motorului. Da. Și în viteză maximă, mașina golește rezervorul, care are aproape 100 de litri, în 8 minute. În 8 minute, am înțeles. Da. Și ce este impresionant, în primul rând, este accelerația, dar și mai impresionant este cum frânează acea mașină. Gândiți-vă că ea frânează mai repede decât accelerează. Am înțeles. Da, ceea ce este un lucru rar la mașini. Este foarte rar, chiar poate s-ar putea să fie chiar unicul model gândit în lume care frânează mai repede decât accelerează. Că de regulă, filosofia sau tehnica vehiculelor, mă rog, de la originea lor și până astăzi, a fost calculată acea filosofie încât mașina să dezvolte mai rapid o putere care să o propulseze decât să o frâneze. Da? Aici avem de fapt elementele care, într-o anumită măsură, inversează filosofia apropo de, de putere și de dezvoltare. Recordul ei este 0,400 și înapoi la 0 în 42 de secunde. De secunde, am înțeles. Da. Și de asta spun că n-are cum să nu te impresioneze o astfel de mașină. Cum ai, limitat la 500 de bucăți, că am uitat să spun, în lume. Da. Și te impresionează de ce? Pentru că inclusiv Bugatti spune că dacă mașina lor ar putea fi comparată, doar mai fi un Bugatti. Am înțeles. N-ar mai fi un Bugatti, da, e adevărat. Și, sigur, sunt convins de asta. Cred că dincolo de aceste elemente poți vedea și poveștile din spatele acelor mașini, adică, în primul rând, cultura tehnică din care provin acele mașini. Cine le concepe, de fapt? Cine sunt inginerii? Ce companii, de fapt, au dezvoltat asemenea proiecte? Pentru că a dezvoltat un astfel de proiect trebuie investiție majoră. Există o poveste frumoasă, dacă vreți să o poveste frumoasă. Tocmai asta încerc să te întreb. Cum te-a impresionat povestea asta? În ce sens? Hai să vă spun puțin povestea. De ce Bugatti și Chiron, când despre el vorbeam acum, te impresionează și ca istorie în spate. Bugatti, el când a fost concepută marca Bugatti de Ettore Bugatti, acum aproape 100 de ani. Ei aparțineau atunci pe... el era italian la bază. Da.
și aparțineau de zona Franței. Da. În Alsacia a fost creată compania. Apoi a dat, când a murit Ettore Bugatti, compania a intrat în faliment. Da. Iar în 1990, dacă nu mă înșel, a fost cumpărată de Romano Artioli, un italian, care a mutat fabrica Bugatti în Campo Galliano, în Italia. Și au creat o mașină legendară. Se numea... Unde era, de fapt, Campo Galliano este, de fapt, un fel de zonă industrială. Da, da, nu mă pricep. Care este specializată și are o tradiție în fabricarea motoarelor, a vehiculelor și nu doar turisme, ci și camioane, pentru că au produs până și tractoare. Fiat, acolo le-au produs la un moment dat. Da, da, componente, de fapt, ale tractoarelor. Pentru că puțin din România știu că Fiatul la bază a început să producă tractoare și ulterior a diversificat motoarele pentru turisme și întreagă poveste. Bun. El acolo a creat modelul EB110, se numește. A fost prima mașină cu turbo, adică cu 4 turbine și 4x4. Era nemai văzută la momentul acela ca un supercar, cum le numeau ei pe vremea aia, să aibă asemenea detalii tehnice. A fost cea mai rapidă mașină la momentul acela. Apoi, din nou, Volkswagen, când a devenit cel mai mare brand din lume, a cumpărat drepturile Bugatti și a mutat fabrica înapoi unde era original, adică în Alsacia, Franța. Bun. Când a devenit președintele companiei Bugatti, domnul Ferdinand Piș, a spus că el vrea să conceapă cea mai tare mașină la vremea aceea, în 2005, vorbim 2004, cea mai tare mașină din lume, care va fi memorată pe viață. Adică să atingă 1000 de cai. A fost prima mașină din lume care a avut 1000 de cai. Da. Și care a dat denumirea de hipercar. Adică au trecut de la supercar la hipercar. Da. Bun. Și a fost Bugatti Veyron. E... Compania, gândiți-vă că pierdea la fiecare mașină concepută, doar ca să arate că se poate, 3 milioane de euro. Mașina se vindea cu 1,5 milioane, în funcție de opțiunile pe care le alegea clientul, iar ei pierdeau la fiecare mașină aproape 3 milioane de euro. Și aici este unică, pentru că, de regulă, mașinile de serie se produc și costă mai puțin decât prețul care se vând. Așa tocmai este. Pentru a putea funcționa linia de fabricație și a putea avea toate celelalte elemente ale investiției. Aici avem, de fapt, invers. Da. Da? A fost doar să arate că se poate. Și gândiți-vă că a fost ceva nemai auzit. Adică ei au trebuit să colaboreze pe vremea aceea cu cei de la NASA pentru aerodinamică, pentru tunelul aerodinamic și, în special, cu cei de la Michelin. Da, au făcut cauciucuri învelopelor, speciale pentru acea mașină, care poate să reziste la viteza aceea de 400. Da. Sigur. De să zic, are o istorie foarte frumoasă. E poveste frumoasă și noi spunem doar 2% din povestea pe care ne-ar putea o descrie cei care au construit-o. Și trebuie să aducem în discuție că au lucrat la acele prototipuri câteva sute de ingineri specializați în diferite zone, materiale, electronică, combustie, alimentare, pentru că fiecare component are în sine o știință, așa să poți să atingi acel și să pui pe o mașină și să cuprinzi toate acele elemente. Cel mai greu la această mașină, chiar dânsul a spus președintele, a fost să dea senzația oricărui șofer, cât de bine sau cât de slab pregătit ar fi el, să poată să meargă cu acea viteză în condiții de siguranță. Adică într-un Bugatti practic stai ca într-un Rolls Royce. Într-un salon. Într-un salon și în boss poți teoretică pe șosea, nu avem cum, să mergi cu 400 de km la oră. Da. Inclusiv clipul lor cu cel cu Chiron acum în care ating viteza asta. La volan este Montoya. Da. La costum se urcă, atinge viteza și coboară. Da, și coboară. Da. Ceea ce e ceva spectaculos. Da. Este foarte rar. Revenind în România și în registrul nostru aici, să coborâm undeva din stratosfera tehnicii și să ajungem unde ai mai rămas impresionat de vreun model, colecție sau proprietar, pentru că aici avem și povești de proprietarilor acelor mașini care sunt buni cunoscători ai filosofiei de fabricație, ai modelelor pe care de fapt le achiziționează și mai mult decât atât a unei culturi care în România a început să se formeze în urmă cu ceva. Cel mai impresionat am fost de un domn din zona mea de acolo, de la 2 Mai, mai exact. Da. Este un domnul Vlad Coconescu, îl cheamă. Cred că are 90 și ceva de ani, dacă nu mă înșel. Este pasionat în mare parte de mașinile americane. El. Așa. El a fost plecat toată viața lui, să spun așa, în Germania și în America a stat. A lucrat acolo, Și a trăit acolo. Da, inclusiv înainte de 1989. Da. Și acum când s-a retras la bătrânețe, și-a luat aici pe malul mării o casă și a adus din afară câteva mașini rare. Mai exact un Volvo, dacă nu mă înșel, PV se numește modelul. Da.
și un Ford Model A. A este o mașină impresionantă, este 1929 mașina. Da. Chiar am filmat cu ea. Gândiți-vă că Ford Model A și Ford Model T se zice că a pus America pe roți. Da. T-ul mai degrabă da. Și au, dar T-ul da. Este, da, e era mașina populară, gândită poporului, practic. Poporul, da. Da. Gândiți-vă că mașina domnului Vlad este în perfectă stare de funcționare, arată impecabil. Da. Eu am mai văzut multe Ford A la diferite evenimente, dar ca a lui nu este absolut niciuna. Zi de zi, el șterge, obibilește, schimbă ceva și nu mai zic de piese câte are la schimb. Da. Are inclusiv un motor nou-nouț. Adus din America. Adus din America pe un palet pus în caz de vreodată va fi nevoie să fie de schimb. Inclusiv ținuta lui când conduce mașina se leagă practic cu mașina, este din acea epocă. Din acea epocă, da. Muzica din garaj este muzica aceea pe care o auzeam noi în filmele cu Stan și Bran. Da, da. Așa mai comică când lucrează, da, deci tot și mai ritmată. Exact te transpune în anii aia. Cum l-ai cunoscut pe domnul Coconescu? L-am cunoscut la un eveniment retromobil. Da. Eu l-am ajutat practic atunci. El a venit cu mașina fără să fie atestată, a venit pur și simplu să se uite. Da. Toți când am văzut mașina ne-am dus la el, am vorbit cu el și eu atunci l-am ajutat practic să-și ateste mașina. Da, și așa am intrat certificat în, de da, da, eu am intrat istorică. În legătură cu el, apoi am filmat cu dânsul, a avut un real succes, cred că a fost cel mai lung clip al meu, pentru că domnul chiar a avut ce povesti, undeva la 40 de minute cred că a durat clipul. Mă bucur. Da, și de fiecare dată când am timp, trec pe la el, beau o cafea. Și îmi place asta, să povestească despre mașini, chiar are ce povesti. Și apropo, se pricepe foarte bine, se pricepe mai ales la mecanică. Sunt convins, pentru că altfel n-ar funcționa acele mașini. Trebuie să spun ca o constantă a tuturor colecționarilor, toți sunt pricepuți la mecanică, indiferent de profesia lor. Pentru că avem acolo medici, avem și ingineri, avem și mecanici, avem, cosmeticieni, avem scriitori care repară la vehicule, da? Oameni care fac parte din vari profesii, de la foști miniștri, până la judecători, profesori universitari și așa mai departe, care își meșteresc mașinile, pentru că asta e de fapt o formă, de fapt e un mod de viață până la urmă, e un mod de a trăi viața la un anumit moment al vârstei, da? Într-o perioadă în care ai timp de tine, te relaxezi, te urci la volan și apropo de ceea ce spunea despre domnul Coconescu, beți o cafea, ascultați muzică ritmată, da, din America anilor timpul cu domnul Vlad. 30, da, și 40, mă rog, și să vă plimbați cu Fordul Model A. O să te rog, mai avem un minut și aș vrea ca în partea a doua să vorbim și de elementele acestea care țin de fapt de structura, să spunem, unui video. Cum îl concepi, de ce trebuie să se încadreze într-un anumit interval, ce se întâmplă dacă depășește un interval, când are un maxim, să spunem, de impact, da? Ce ar trebui să conțină acel video ca să aibă un maxim de impact și modul în care, de fapt, să ajungă la cei interesați, pentru că sunt mulți dintre cei care trăiesc astăzi, da, care compun societatea românească și care, și nu doar cei din România, ci și din străinătate, că am văzut acolo tot felul de comentarii, care de fapt urmăresc videourile tale. O să te rog să luăm o scurtă pauză, ca după aia să nu te întrerup, să te las să vorbești. Luăm o scurtă pauză, domnule domnilor, și revenim cu Ionuț Cărăuleanu, invitatul acestei ediții. Vorbim despre cultura auto, despre mașinile clasice, mașinile de colecție, de ce nu, și despre alte aspecte. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua a Cafenelei, a ediției de astăzi a Cafenelei și pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, vă reamintesc că invitatul este vorba de Ionuț Cărăuleanu. Ionuț este vlogger și se ocupă de materiale video, de prezentare în acele materiale a unor modele rare, de vehicule, modele, să spunem, de excepție, unor mașini de colecție și despre poveștile lor. Te rugam să ne spui în ce măsură sau cum concep, de fapt, materialele, ce trebuie să conțină ele și la cât, la ce durată de timp trebuie să se încadreze și când ele au impactul cel mai mare. Acum vorbi strict de mine. De tine, da, pentru că mai sunt și alte filosofii de prezentare a unor mașini, mai vechi, mai noi, sunt diferiți. Eu când am început puțin greșit. Da? De ce greșit? Ce mergea? Făceam practic interviul cu proprietarul mașinii, să zicem, lângă mașină. Da. Ceea ce la un moment dat devenea ca un fel de monolog așa, devenea plictisitor. Da.
Am văzut că oamenii nu prea apreciau chestia asta, mai ales în comentarii îmi spuneau. Și apoi am mutat discuția în interior, da. Pentru că fiind acțiune, nu știu, mai mergi, mai se întâmplă ceva, mai depășești, mai faci ceva, atrage publicul. Camera se mută ține. Pe, exact. Pe cadre, da, da, diferite. Ba afară, ba în interior, mai pui cadre din exterior cu mașina în timp ce merge. Ce rulează, da. Ideea este ca tu să ții omul, cel care vizionează, să-l ții conectat, da. Pentru că el, când intră să se uită la un clip cu mașini în general, el mai mult vrea să audă informația pe care o spui tu, dar în același timp el vrea să și vadă mașina aceea, vorbind de o mașină rară până la urmă. Da. Că el de asta a intrat, să vadă mașina aia rară, să vadă despre ea, despre povestea aia. Și îl făceam foarte lung, cum spuneam cu domnul Vlad, am făcut undeva la 40 și ceva de minute. Acum media este undeva la maxim 15 minute, am văzut că este cel mai ok, da. Pentru că ține omul conectat acolo, iar YouTube-ul inclusiv are un algoritm în care el vede cât timp și-a petrecut vizitatorul, da, pe canalul tău, câte minute a văzut din acel clip și în funcție de asta el ți-l urcă sau, da, ți-l coboară din sugestii. Da. Ați văzut când intrați pe un clip, da, da, oarecare, da, în dreapta acolo îți mai apare niște clipuri, niște, da, sugestii. Cam aia face YouTube. Da. Pe algoritmul, pe algoritmul ăla. Și inclusiv se numesc, noi le spunem taguri. Adică, da, în momentul în care urci un clip, se pune hashtag și scrii ceva legat, da, de acel clip. Da, da, deci, da, 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 da. Și în funcție de căutarea, de exemplu scrieți, nu știu, o marcă de mașină, vă afișează inclusiv, să zicem, și clipul meu. Da, da. Legat de acea, legat de acea marcă, dacă a fost... Da, da. Dacă pentru a fost că ei de obicei marcă preferă să-ți dea ceva mai aproape de tine. Ca să, da, zic, de exemplu, dacă vreau să căutați, nu știu, Alpina, că vorbeam, da, și scrieți Alpina România, de exemplu, da, automat va da clipul meu. Am înțeles, am înțeles. Primul. Apoi celelalte din afară, pentru că luat după algoritm, noi astăzi din România, clipul este filmat în România, da. Se vorbește în română, probabil? Da. Da, asta e, iar este o greșeală a mea. Da. Da, pentru că vorbesc doar în română și automat am public limitat. Da. Da. În engleză ar fi extins și în engleză ar fi fost ok pentru mine, eu chiar mă descurc, dar nu toți preferă sau nu toți știu să vorbească limba engleză. Cei care mai au filmez mașinile, eu. Da. Da. Și nu vorbesc atât de, nu știu, poate în anumite... Fluent. Fluent și anumite elemente tehnice, da, poate nu știu. Dicționarul să le zic, tehnic, da, care de fapt e destul de complex. E destul de complex, e un, da. E un dicționar, da, de engleză tehnică, da, din domeniul ingineriei. Am văzut dicționarul de genul acela și este complex. Da. De asta pentru cei care vor să confirm, se apuce, recomandarea mea e să facă în engleză de la început. Da. Au mult mai mare succes. Mai mare succes mult și impactul este... Automat. Și când postezi clipul, depinde cum îți înveți audiența. Da. Dau un exemplu. Joia la 7 seara. Cei care sunt abonați, oricum știu, știu că primesc și notificarea, da, automat. Da. Cea mai bună zi, după părerea mea, să postez un clip, eu postez foarte rar pentru că materialul nu este, nu-l găsești în fiecare zi, da, este în weekenduri. Pentru că, da, atunci lumea este liberă. Da. Are timp. Sau în curs săptămânii după ora 7, când, da, scapă de la muncă. Are timp să șează la masă, mănâncă. Și se uită, da, acolo. Ascultă, da, da. Tinerii, de fapt, intră pe media, pe noile media, pe rețele și acolo văd, de fapt, da, toate acele. Eu am cam evitat, să vă spun sincer, copiii, ca să, da, zic așa, pentru că de obicei copiii, nu știu dacă ați observat, dau comentarii urâte. Da, da, dau comentarii urâte, bun, pentru că nu au responsabilitatea așa, nu, exact, dau, încă nu au practic conștiința, exact, aceea, modul în care vorbești, despre ce vorbești și trebuie totuși un limbaj, exact, adecvat, care să fie, mă rog, să demonstreze că toată comunitatea de acolo este educată, că respectă niște reguli. Da. Da? Plus că eu, întâlnindu-mă cu genul ăsta de proprietari, înainte ca ei să filmeze sau să-ți împrumute mașina, aruncă și ei un ochi. Să vadă, da, despre ce e vorba. Păi cine, da, e băiatul ăsta? Ce face? Cine e băiatul ăsta? Da. Da, da, și în, da, momentul ăla care se uită la comentarii și văd anumite chestii, vă dați seama că în mintea lor, mă pun în locul lui, ce ar fi. Băi, ăsta se adresează copiilor. Da. Ce poate să înțeleagă ăla dintr-o mașină din 1929? Da, 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 da. Cât de, da, mult, ce impact are asupra, exact, lui. Și tot am evitat copiii. Ce m-a afectat pe mine a fost că nu am mai avut un număr foarte mare și nu am un număr foarte mare de abonați. Da. Dacă eu aș fi făcut content pentru copii, puteam să, nu știu, să fac, sunt tot felul de
de idei de astea pe YouTube. Ați văzut, să faci nu știu ce într-o mașină. Da, să da, da. Faci fake Uber, de exemplu, da, într-o mașină asta rară. Am evitat chestia asta pentru că mi se pare puțin că e penibil. Da, e pueril, da. E copilăresc. Așa, și nu se adresează oamenilor cu care am eu de-a face. Da, da, da. Și cu adevărat pasionaților, pentru că exact. Ținta sau grupul țintă al celor care consumă genul ăsta de producție este legat de o comunitate pasionată sau deținătoare a unui vehicul sau a multor vehicule așa istorice. Este. Și aici vorbim de vehicul pentru că avem și motociclete, avem și camioane, avem și autospeciale din diferite epoci, da, care sunt restaurate și sunt în bune condiții. Inclusiv eu am filmat cu auto specială și anume un Aro Dragon de telecomunicații. Da, da. Foarte rară mașina. Și deosebită în același timp. Există în România mulți colecționari, chiar acum zilele trecute am văzut pe un alt canal al altui coleg de-al tău, să spunem, un camion din anii 50, unul dintre primele modele produse în România, făcut manual, pentru că nu aveau prese, totul se făcea la ciocan și mă refer la caroserie, la modul în care, mă rog, au articulat toată, după aceea au pus o linie de fabricație, au ansamblat, au început să producă elementele pentru cabină, pentru șasiu, pentru toate celelalte lucruri de design. Și o restaurează undeva, cred că prin Mureș, dacă nu mă înșel, la acel proprietar. Mai are câteva camioane. Cred că și știu despre cine e vorba, da. Da, și foarte, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo și modul, cam lung, într-adevăr, clipul. Avea vreo 50 de minute și eu cred că e destul de lunguț. E ca la școală, așa, într-o oră de predat. Cred că mai degrabă acolo rămân cei care studiază ingineria, studenții care sunt interesați de tehnică. Și cu adevărat cei care restaurează să vadă în ce măsură se produce fiecare etapă, să spunem, a restaurării. Te rog, vorbeam de comunități și vorbeam de țintă, de grup țintă, vorbim de vehicule pentru că ele nu sunt doar autoturisme, ci sunt vehicule din toate categoriile, să spunem. Da, așa este. De exemplu, să luăm un alt exemplu. Marea majoritate a celor care se uită la mine sunt cei care, spun eu, și așa am văzut că este teoretic, își pot permite să cumpere una dintre mașinile prestate de mine. Da. Ceea ce este un mare lucru. Pentru că în momentul în care tu devii ca și YouTuber, ca și vlogger, devii viral sau cunoscut, anumite companii vor veni să-ți plaseze produse. Da, produsele lor. În funcție de ceea ce prezinți tu. În momentul în care tu ai un public care nu își poate permite nici măcar lucrul pe care tu îl promovezi, e o problemă. De exemplu, să luăm un exemplu. Aș avea mulți copii, să spunem, da? Și eu aș prezenta mâine ca și plasare de produs, nu știu, cauciucuri legat de mașini. Anvelope. Da? Copilul acela, el nu are bani să cumpere. El va trebui să vească cu părinții lui să poată să cumpere sau să îl influențeze pe tatăl lui să cumpere cauciucurile care le-a văzut la mine pe clip. Ceea ce eu așa ceva nu vreau. Da. Și am avut numai de câștigat, vă spun sincer, din chestia asta. Am avut singurul lucru care am pierdut a fost numărul de oameni. Da, de vizualizări. Dar în rest am avut numai de câștigat. Am înțeles. Este în România o cultură a mașinilor clasice? Da, datorită retromobil și încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult este că din ce în ce mai mulți tineri, eu mă duc foarte des la evenimentele retromobil, chiar sunt membru, foarte mulți tineri încep să achiziționeze mașini clasice, să vină cu ele la evenimente și chestia e un lucru le restaurează. Mulți le cumpără deja restaurate ca să scape de treabă. Da, e muncă multă să restaureze o mașină. Muncă, pentru cei care nu știu, e vorba de ani de zile, e vorba de mâini care se scrijelesc prin fiare, cum vorbim noi, E vorba de răbdare, e vorba de acuratețe, e vorba de căutat pe net piesele și pe diferite site-uri. La diferiți producători, trebuie să știi foarte bine modelul, e o întreagă poveste. O documentație foarte mare. Da. Adică nu e foarte simplu să restaurezi o mașină, asta este de fapt... Da, bine, de acum depinde și la ce nivel vrei să o restaurezi. Da. Că dacă vrei să o faci cum o fac americanii, cum spune nut and bolt... Da. Dar acolo e o industrie, spunem, livrabilelor pe care le ai. Da. În Europa există state care își pot permite lucrul acesta, în România e mai puțin posibil, pentru că noi avem puțini colecționari, puțini dintre ei își permit, de fapt, să restaureze o mașină la standardele acelea. Singurul care eu îl cunosc personal este domnul Țiriac. Da. Are propria lui echipă de restauratori. Da, propria lui companie, am putea spune, nu doar echipă. E o companie inclusiv între... carosier. Da, carosier, sigur, știu că i-am și cunoscut, am fost acolo. Am fost acolo împreună cu un coleg de la universitate care e profesor la inginerie și cu studenții de la ingineria autovehiculelor, cu vreo 60 de
studenți, inclusiv la un centru tehnic de la TITU, unde e ceva cu totul spectaculos, e al doilea din lume la dezvoltarea aceasta cercetării pentru mașinile moderne. Nu știam că în România există așa ceva. Eu știam, m-a impresionat. Poze, n-am fost niciodată. Am fost acolo în interior, am fost pe linie de testare, pe pista de testare. E un oraș întreg, unde sunt și specialiști aduși din toată lumea. Bun, revenind la, să vorbim despre retromobil, ce reprezintă retromobil în România. E o asociație, da? Așa? Da, asociația, da. O asociație, cred că sunt singurii, da. Eu nu cunosc altceva, care se ocupă și care au creat această frumoasă comunitate de mașini, da. De mașini clasice. Și mă bucură că la evenimentele lor acceptă și mașini care încă nu sunt atestate ca și vehicul istoric. Absolut oricine vrea să... Young Timer, reculem noi. Da. Absolut oricine vrea să participe cu o mașină personală sau un prieten care e îngrijită și arată bine, poate participa acolo, da? Și au mai relaxat, ca să zic așa, condițiile de a fi clasic. Acum este 30 de ani de la ultimul an de fabricație. De a le clasifica. Da, înainte era 30 de ani de când e mașina. De când e mașina, da. Da. Ceea ce totuși este mai, să spunem așa, la îndemâna multora. Pentru că avea o mașină de 30 de ani de când e mașina, de anul de fabricație, e mai greu. De la model, poți să ai un model care are 20 de ani sau 18 ani, dar mașina, conceptul să fie corect. Început în urmă cu 32-34 de ani. Este. E foarte important lucrul acesta și cred eu că le deschide de fapt oportunitatea multor deținători, pentru că și eu cunosc la rândul meu foarte mulți deținători al unor mașini, nu chiar rare, dar mașini care au făcut istorie la vremea lor, au fost legende pe roți, cum se spune în general, și care încă circulă pe multe șosele ale planetei. Da? Puteți să dăm un exemplu, Mercedes-ul Cobra. Da, Mercedes-ul Cobra, BMW-ul, Jaguar-ul, Rolls-Royce-ul, sunt multe mașini produse în milioane de exemplare, în sute de exemplare, dacă e cazul Rolls-Royce-ului, că deși e o mașină foarte scumpă, e accesată de, sau Bentley, care e o altă mașină, accesată de foarte multe comunități din toată lumea. Deși, repet, costă foarte mult. Da. Adică nu oricine își permite un Bentley. Și un Bentley din anii 60, în anii 50, 70, și așa mai departe. Spune-mi, te rog frumos, ce trebuie să, mă rog, să întrunească un colecționar pentru a testa o mașină. Practic, poți atesta orice tip de mașină la retromobil, practic, orice marcă. Poți atesta orice marcă, corect. Da. Îți trebuie, cum spuneam, cei 30 de ani. Da. De la momentul în care a început să fie produsă mașina. Îți trebuie niște fotografii. Da. Cum arăta mașina? Cu mașina ta mă refer. Da. Niște fotografii față, spate, lateral, motor, bord. Da. Seriile să se vadă, da. Se trimit actele, se încarcă pe site-ul Retromobil, da. Dacă există vreo nelămurire, vei fi contactat și se va cere niște informații suplimentare. În caz că acel model, acea mașină nu există încă în România, să spunem că aduceți, nu știu, ceva care este pentru prima oară în România, un ceva clasic. Un care a fost fabricat primul model. Va trebui să faci testul dinamic. Da. Și asta se face la... Doar la RAR Grivița. Da, RAR Grivița, specializat pentru... Da. Și ce știu eu, sper să nu vorbesc prostic, o să destul de mult. Am înțeles. Da. Ca să o atești. Nu, testul dinamic vorbesc. Nu, ca știu să, că... Da, testul dinamic ca să poată să îndeplinească condiția de atestare. Da. Pe lângă, să spunem că o mașină e cunoscută. E, nu știu, un model Mercedes, un model Dacia, un model, nu știu, dacă vrei, Volkswagen, da, modele rare. Să spunem că nu e nevoie de testul dinamic, deci depui acele documente, clarificările, dacă există, le-ai, și după aceea ce se întâmplă? Îți trimit certificat de atestare? Da, plătești o taxă tot așa, direct online, au contul acolo. Da. Durează, să zic, nu știu, 3 săptămâni, să zic, cam așa am primit eu, care îți vine la sediul județean, respectiv la noi la Constanța, aici îți vine atestarea mașinii. Pentru vehicul acela cu număr, marcă, și deținător. Și asta e tot. Și apoi cu acea atestare te duci și o depui la primărie, o trimiți la CNDR și la asigurator. De ce? Ce se întâmplă? Ești la primărie scutit de impozit, da? CNDR nu mai plătești taxă de pod sau rovinietă, da? Și la asigurator să-ți reducă taxa, costul de asigurare, da, obligatoriu. Deci ele au alt regim, de fapt, acele mașini devenite istorice, alt regim de impozitare, circulație, sigur că da. Și din ce știu eu, sper iarăși să nu greșesc, ITP-ul la mașinile clasice se face doar la sediile RAR, da, nu știu, la orice știu ITP. Asta, știu asta, știu asta, da.
doar acolo și cred că intervalul e de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Un an, da, am înțeles. Un an, da. Bun, revenind la discuția noastră, pasionați, am văzut un, tot așa, un material făcut de un canal de televiziune românesc mare, unde era prezentată o comunitate poloneză care deține, sunt vreo 80 de membri ai acelei comunități și dețin toți Dacia. De la, mă rog, Break, Dacia 1100 am văzut, Dacia 1300 în diferitele variante, fondatorul avea vreo 15 modele Dacia. Și unele dintre ele chiar foarte rare, mă rog, fabricate în câteva exemplare. O parte dintre acei polonezi vorbesc româna, pentru că ajung, chiar mi-a plăcut și am apreciat pe polonezii care vorbeau o română destul de bine studiată, cu stagul României, cunoșteau foarte multe elemente legate de istoricul uzinei datotrisne Pitești, UAPOL acela, aveau cataloge de prezentare, nu știu câți români, cred că sunt și români care dețin asemenea artefacte, să le numim, pentru că sunt destul de vechi. Și m-a impresionat un alt aspect, că în Cracovia, de fapt acolo e sediu, aveau un mic club al lor unde vedeau filme românești, ascultau muzică românească. Ce tare, da. Da, foarte interesant. Și mai mult decât atât, erau câteva doamne și domnișoare care citeau poezii în română și citeau literatură în românește. Și evident că reporteri erau o domnișoară și un domn. I-au întrebat, dar de unde pasiunea pentru România? Și au spus că, de fapt, Polonia și România sunt state care s-au înțeles de la începutul istoriei lor, da? Și polonezii și românii au cam aceleași sentimente naționale și umane și, într-o anumită măsură, suntem aici apropiați, suntem vecini în Europa de Est și Europa Centrală și, de ce nu, apreciem, cum românii apreciau magnetofoanele lor sau diferitele produse poloneze, apreciază și polonezii produsele românești. Și un singur ar am văzut acolo, foarte bine întreținut, cred că de prin anii 80, era tot așa un polonez care a spus că a lucrat în România mult timp, vorbea chiar foarte bine românește, era, cred că, printre cei mai buni vorbitori de română și a spus că a stat până prin anii 84, era destul de trecut de o vârstă, avea o vârstă respectabilă, dar vorbea românește bine și a spus că a lucrat foarte mult în satul mare și în județul Cluj, a lucrat în România și... Și e căsătorit cu român, apropo. Și comunitatea tot așa frumoasă, apropo de Aro, este, sper să nu greșesc, ori tot Polonia, ori Cehia. În Cehia, da, da. În Cehia. I-au cumpărat la un moment dat inclusiv licența. Da, păi licența așa acum sub marca Andorra. Comunitate mai mare decât în România de Aro. Sub marca Andorra, mi se pare că și fabrică, produc. Bine, ediție limitată, e tristă povestea Aro că nu mai românii, deși era marcă românească. Da. Și am văzut chiar multe filme de prezentare. Am un prieten care locuiește la Câmpul Lung, a fost inginer la, îl cheamă Emil Hagi, poate se uite acum și ne vede. A conceput inclusiv acela Aro 10 cu carosele de Olsen. Da, sigur că da, și a făcut Muzeul Automobilului Românesc acolo, în curtea proprie. Da, am fost și eu, am vizitat. Da? Da. Foarte deosebit și de multe ori l-am invitat, a spus că va veni odată, nu știe când și vreau să-l invit pe domnul Hagi pentru că el are ce să spună și aș fi onorat să particip aici în această emisiune. Pentru că mai avem doar 5 minute, aș vrea să te rog acum să ne spui, Ionuț, cum a început tu, de la ce ai început această, să spunem, îndeletnicirea ta? Că e o profesie, până la urmă, să faci lucrul ăsta, dincolo de pasiune. Da, pasiunea, că la oricine începe de mic, nu știu de unde a pornit dintr-o dată, așa știu că știam toate mașinile de pe stradă. Da. Îți plăcea să conduci ca tuturor băieților, de fapt? Da, și acum și fetelor le place să conducă, pentru că sunt multe fete care conduc. Și ideea cu canalul în sine... Da. V-am zis, îmi petreceam foarte mult timp pe YouTube, căutând mașini, văzând tot felul de... Da. Și am văzut că în România lipsea și acest domeniu de legat doar de mașini rare. Adică eu, asta mă uitam până la urmă, asta căutam mașini, supercaruri, că le numim mașini rare. Că eram sătul să văd pe stradă, nu știu, ce era la vremea aia, când eram mic, nu știu, Daevo, da. Deu. Și când am putut... Dacia, Deu și mai erau câteva, franțuzești. Când am putut să fac asta, am dat drumul la canal. Între timp deja am făcut câteva cunoștințe, conexiuni, ca să zic așa, ca să încep direct cu ceva material. Și primul material a fost cu Aro Ceaușescu. Unde l-ai găsit? În Constanța. Este acum aici, înțeleg. Este și acum aici. Știu că este aici. S-a restaurat complet. Erau două sau trei exemplare au fost, dintre care două au ajuns la Constanța. Au fost pereche aduse. Două sunt la Constanța. Două. Și le are același proprietar, din câte... Unul și unul, da? Da. Dar mașini cu totul de excepție, care sunt diferite decât un Aro normal. Foarte multe chestii diferite, inclusiv cel mai
de seamă este trapa. Da, care e mare, generoasă, da, cred că e făcută în colaborare cu cei de la Vebastu. Ți-au cei mai mari trape montate. Da, 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 pentru că stau în picioare, mergând. Da. Care a fost senzația când am mers cu mașina aceea? Ce primul rând, mirosul din interior. Da, este exact mirosul cum aveam noi, nu știu, vechile Dacia. Da, 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 da. Mirosul așa păstrau, vechi. Da, da. Și plăcut în același timp al mașinii produse. Da, și istoria, că te gândești că acolo a stat mulți șefi de stat care veneau în vizită la noi. Da, acolo a stat mulți șefi de stat. Foarte domnul când a cumpărat mașina, a primit inclusiv un catalog cu pozele, cu poze, cu ce cine interesant. A umblat în, cu cine a fost plimbat, pardon, în acea mașină. De unde a luat mașina? De la RAPPS? Au luat-o? Imediat după Revoluție, de la SPP. Da, am înțeles. Cum era denumit acum mai nou. Da, da. RAPPS, cred că asta a fost. La Constanța a stat ani de zile, și a fost abandonată mașina un zil, 111, a lui Gheorghiu Dej. La ieșire spre SRI. La ieșire spre SRI. A stat acolo mult timp, o mașină care avea... Așa este. Este un fel de Pullman, modelul acela lung, așa nu știu este. Dacă se numește chiar așa. Și într-o dată a dispărut. Și știu că este la un colecționar acum, e restaurată, dacă nu mă înșel, și funcționează. Sper să nu greșim, dar eu știu că mașina este tot abandonată în spate la primărie din Călugăreni. În Călugăreni, în... Da. Da? Da, eu așa știu. Sper să nu greșesc sau să fie altă mașină care să semene. Eu așa știu. Da. Cred că s-ar putea să știm, să avem informații diferite amândoi, dar eu știu că dispărând de acolo a stat mulți ani de zile, era de culoare khaki, foarte solidă. Se zice că solidă. Și Ceaușescu mai avea un Cadillac. Așa. De capotabil, care la fel a mers cu președintele Americii în el. Da. Dacă nu mă înșel, cu Reagan parcă a venit. Nu, Nixon. Dacă Nixon, nu. Pardon, da, Nixon, a fost primul, dacă a visat prin președinte american, care a visat o țară comunistă. Din câte știu, se află la Lumina. La Lumina aici la noi, în comuna Lumina? Da. Eu fiind n-am văzut niciodată, dar știu de la oameni de încredere, ca să zic așa. Trebuie să facem cumva cercetare și să vedem. Mai avem 1:30, vreau să te felicit pentru ce faci tu. Și nu e doar să spunem, un element de curtoazie, de complezență, doar că ești aici în emisiune. Apreciez în mod deosebit ce faci. Sunt și eu pasionat de tehnică. Nu așa de mult cum ești pasionat tu, pentru că eu nu fac vlog, nu înregistrez, ci doar pentru mine, încă de micuț, m-am preocupat, să spun așa, m-a preocupat partea aceasta de filosofia tehnicii. Deși eu n-am studii de inginerie, n-am făcut studii tehnice, să spunem așa, decât la nivelul autodidact. Și te apreciez și pentru faptul că încerci, de fapt, să creezi o comunitate, să-i educi, bine, impropriu spus, adică să le oferi o altă viziune, pentru că, spre deosebire de multe comunități care dezbină, cum este cea a fotbalului, unde există foarte multă ură, comunitatea pasionaților de autovehicule unește, apropie, creează prietenii. Inclusiv băiatul meu, Marius, este pasionat de autovehicule și de mașini clasice și are mulți prieteni de diferite vârste cu care vorbește permanent, cu care se ajută și vreau să spun că e o comunitate foarte unită și foarte loială și foarte gata să intervină, adică fără niciun fel de pretenție și fără... Și aici se creează o cultură socială, în primul rând, un club extins al prietenilor de diferite categorii. Nu există nivel de apartenență la o comunitate, la o etnie, la o religie, câți bani are unul și dacă celălalt nu are. Acolo e o comunitate care, pentru care practic toți vin datorită pasiunii pentru autovehicule și fiecare apreciază ce are celălalt și apreciază cu mare sinceritate și nu cu invidie și nici cu detașare. Succes în ce faci de acum încolo. Poate ne mai vedem. Mare dacă drag. Vei avea timp să vii, te mai invit, pentru că noi acum am vorbit doar despre 1% din ce faci tu. Exact, da. Și aș vrea să le mai spunem și celor care ne privesc, atâția cât sunt, să... Nu știu, să le vedem, să le oferim o altă, o altă perspectivă a vieții și un alt mod de a trăi. Așa este. Pentru că și aici e de fapt o viață frumoasă dusă dincolo de munca pe care o depui să restaurezi. E munca aceea și e pasiunea pentru întâlnirea cu prietenii, pentru a putea călători, pentru a putea avea libertatea aceea, să spunem, care te definește. Mulțumesc foarte mult, Ionuț, succes în ce faci. Și eu vă mulțumesc, asemenea. Cu mare drag, a fost onoare pentru mine și a fost plăcerea mea și asta a fost, de fapt, și mulțumirea pentru că ai reușit să ajungi aici. Mulțumesc. Sigur ne vom reîntâlni, cu drag. Mare drag. Doamnelor, domnilor, trece timpul, noi trebuie să ne oprim pentru că, așa cum spun mereu, nu stă timpul cu noi, nu stă pe loc. A fost Ionuț Cărăuleanu, am avut o discuție interesantă, cel puțin din perspectiva mea și foarte utilă pentru noi cei care suntem pasionați, care conducem, de ce nu, și pentru cei care țin la propriile vehicule, le plac acele mașini și vor să le păstreze cât mai mult timp posibil. Eu sunt Tănache Tușa, ne revedem mâine seară la o altă ediție a emisiunii și la alte teme de discuție. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând!